Salutare tuturor, sunt Bogdan Dumitru și suntem la abilități. Abilități pentru că acesta este cuvântul de bază în noua eră în care am intrat datorită sau din cauza coronavirusului. Suntem alături de Daniel și vom vorbi despre abilitatea de fotograf. Daniel Ene este fotograf profesionist și ne va explica sau ne va spune din punctul lui de vedere ce înseamnă această abilitate, cum poți câștiga bani din această abilitate și cum te poți dezvolta, cum poți face trecerea de la freelancer la antreprenor. Salut! Salut, salut, Bogdan! Ce faci? Bine, uite, la muncă! La muncă, nu? Muncești mereu, nu? Muncesc când e nevoie și, într-adevăr, meseria asta mereu. Și jobul ăsta îmi ocupă foarte mult timp, uneori mai mult decât mi-aș dori. Spune-ne puțin despre schimbările acestea din domeniul fotografiei care au apărut acum odată cu valul coronavirus, să zic așa. Schimbările au apărut în primul rând poate pentru cei care până acum nu făceau fotografie de produs și au trebuit să facă ceva astfel încât să se adapteze. Eu cred că ăsta e termenul cel mai actual, adaptare. Da. Dar eu a trebuit să mă adaptez mai de mult, adică acum 6 ani de zile m-am apucat de fotografie. E adevărat că m-am pregătit aproximativ 2 ani de zile pentru pasul ăsta. Până acum am făcut impresariat și am DJ-it foarte mulți ani. Eu cred că încă mulți mă știu de DJ mai mult decât mă știu de fotograf. Și nu-mi pare rău deloc, depinde. E așa. Depinde, eu te știu mai mult de fotograf decât de DJ. Da, noi ne-am cunoscut mai de curând. Da. Și eu a trebuit, de exemplu, eu m-am apucat de fotografie când s-a anunțat că vine pe lume copilul meu și mi-am dorit să-i fac lui fotografii mai bune, pentru că îmi lipsea asta mie și familiei din care provin. Și atunci am zis, așa cum sunt eu, sunt foarte mulți ca mine și lumea ar plăti fotografie de familie și emoțională și... Și n-a fost așa. Și n-a fost așa și dat fiind faptul că eu deja aveam un copil acasă, a trebuit să mă adaptez atunci. Da, da. Pentru că dacă vrei să faci fotografie de familie și NBC-uri, nu-ți botezuri cu metri, îți trebuie câțiva ani să produci un portofoliu, să meargă vorba, da, pentru că... În zona asta foarte mult m-a văzut cineva la nu știu ce eveniment, mi-a luat o carte de vizită și funcționează treaba. Dar eu nu aveam timpul ăsta și atunci a trebuit să-mi exploatez și să valorific cunoștințele despre fotografie. Fotografia, dacă la fotografia de nuntă sau de eveniment sau de, chiar și de fashion iese într-un fel și zice artistul, frate, artist, da. Eu așa am vrut să iasă, tu nu mă înțelegi. Da, da, da. Dar la fotografia de produs se zice, boss, are altă culoare și nu mai merge, știi? Sau e deformat, acolo nu mai merge în felul ăsta și atunci trebuie să faci lucruri din punct de vedere tehnic foarte corect. Deci tu practic ai fost DJ și apoi ai făcut trecerea asta către fotografie. Oarecum, mă gândeam acum când te ascultam că ai intuit să lași și DJ-ul ăla, pentru că oricum nu mai să fac festivaluri, nu să mai fac petreceri și ai intrat acum pe... Bine, tu ai intrat mai de mult pe nișa aceasta. Asta se întâmpla în 2015, deci, așa în 2015, că nu da. Are legătură cu ceea ce se întâmplă acum. Da, dar vreau să zic, totuși, e ca o previziune să zicem, dar... Pe această nouă nișă în care a intrat fotografia, ai vorbit despre NBC, nunți, botezuri cu metri. Cum ai făcut acum trecerea de la NBC către fotografie de produs? A fost foarte simplu. Eu deja atunci când m-am apucat să fac fotografie și aveam nevoie de portofoliu, căutam subiecti pe care să-i fotografiez gratis. Înțelegem. Da, da, da. E greu să convingi pe cineva și să... să-ți dea voie să-l fotografiezi gratis. Bun, aici vreau să facem o mică paranteză și
să subliniem acest lucru, că tu ai căutat practic persoane, subiecte, cum ai zis, pe care să-i fotografiezi gratis. Da. Deci pentru a-ți crea portofoliu. Pentru nu? Că este... eu de asta aveam nevoie. Da, corect. Deci o strategie foarte interesantă pe care ar trebui să o adopte și alții, mai ales în această perioadă în care printr-un portofoliu poți face diferența, nu? E foarte adevărat. Eu cred că nu-ți dă nimeni bani pe bună intenție. Da. Și mi se pare firesc să fie așa. Și chiar pe un grup de antreprenori acum ceva luni, era un cineva care a cerut o recomandare pentru fotograf de produs. M-am recomandat și eu. Da. Printre mulți alții. Ei, și s-a plâns un tânăr acolo că uite, eu n-am avut oportunitatea să fac chestia asta până acum și dar eu sunt foarte bun. Da, da, da. E o abordare profund greșită, pentru că dacă vrei să-ți faci un portofoliu de fotografie de produs, fotografiezi aproape orice. Te-ai dus la magazin și ți-ai cumpărat o sticlă de lapte sau de bere, pune-te frate și fotografiază înainte de a o bea. Da? Da, corect. Sau orice alt produs. Îți poți face un portofoliu așa. La ceea ce tindeam eu să fac, nu mergeam. Trebuiau niște oameni și eventual unii frumușei care să atragă atenția. Îți aducă plus valoare fotografiei tale. Pentru că și cum i-ai găsit? Cum ai reușit? Prin prieteni. Așa ai zis, așa hai da, să facem. Că da, nu... la modul serios. Și această, una dintre persoane a făcut un blog de fashion și am colaborat ulterior. Deci plecând de la un job gratuit, ea la câteva luni, 3-4 luni de zile a deschis blogul ăsta de fashion, care a fost monoclu și a fost un proiect absolut minunat. Da. Și acolo am ajuns să facem fotografii gen influencer și mergeam în baruri, mergeam în restaurante și în tot felul de locuri sau plasare de produse. Ei, și atunci o parte din acei clienți nu faci și așa ceva? Da, da, da. Și atunci s-au legat lucruri și plecând de la un proiect gratis, fata aia mie mi-a băgat cei mai mulți bani în buzunar ever. Foarte bine, mi-a foarte bine. Foarte multe uși. Dar și datorită acestei idei ale tale de a crea portofoliu fără să aștept să vină clienți. Sigur. Să creezi portofoliu prin clienții care plătesc, că asta mă refer. Da, adică da, ai da. Căutat, ai nu, să... Nu poți aștepta, știi? Eu în continuare am proiecte personale care nu implică bani, în care eu îmi permit și îmi doresc să experimentez lucruri. Da, da, da. Pentru că clientul meu, potențialul meu client, el vede un rezultat. Păi el nu-mi interesează câți bani a costat acel proiect să se desfășoare sau alte chestii. Mai mult decât atât, eu nu pot permite niciodată să fac experimente pe clienți. Pe clienți, corect. Și atunci îmi fac portofoliul meu și experimentând și având această relaxare de a lucra, pot ajunge la niște rezultate care altfel în proiecte plătite nu merg. Da. Din punctul meu de vedere, această abordare se numește să știi să te vinzi inteligent. Pentru că foarte mulți așteaptă, exact cum ai spus tu, de tipul de pe grup, așteaptă să primească comenzi, să primească joburi și să-și creeze portofoliu. Foarte multă lume se plânge că nu are portofoliu în toate domeniile, nu neapărat în fotografie. Iar această abordare, eu așa o consider, înseamnă că știi să te vinzi inteligent. Încerc. Da, și ai reușit, uite, se pare că ai reușit. Cu toate astea, pentru mine în continuare fotografia de produs nu este marea mea dragoste. Da? Da. Dacă aș putea să renunț la ea, aș face-o fără doar și poate, în favoarea fotografierii de oameni. În continuare îmi lipsește toată zona Bine, asta acum emoțională. Marea ta dragoste cred că e soția și copilul tău. Sau nu? Da, dar pe lângă familie din punct de vedere să fac în continuare fotografie pentru persoane. Dar de ce? Care e diferența? Diferența este feedback-ul. Da? Una este să-ți plece cineva și am avut multe persoane care au plecat și mi-au spus, bă, m-ai făcut foarte fericit sau a fost o experiență grozavă,
și alta este să-ți vină produsele, poate chiar prin curier, să-ți trimită must do, bam, 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 și la sfârșit îți plătește factura. Am nevoie de aia. Nu vreau să renunț la aia, să ne înțelegem. După atâția ani de impresariat digital în care situația financiară și stabilitatea de fapt era un carusel continuu, nu mersi. Acum... Da. Și cum s-au schimbat acum lucrurile? Ai mai multe produse, mai multe persoane cărora le faci poze? Cum? Dacă nu dau seama. Eu am avut de treabă și înainte și am câțiva clienți mari care îmi produc venituri constante și îmi trimit produse la fotografiat, indiferent de lună. Uh-huh. Unul dintre ei ar fi Nodul, la Network One Distribution, pentru care fac cam tot ce mișcă la ei acolo, televizoarele Horizon, mai nou se numesc Diamant. Da, am văzut. Cu ăla am și început ca proiect. Și tot ce înseamnă Heiner Home, Heiner Tools, drujbe, motocoase, de toate, crătiți. Proiecte cu campanii cu Sorin Bonta, de exemplu, a fost unul foarte bun și în continuare... A, lucrezi în continuare cu el, colaborezi? Pentru proiectul cu Sorin Bonta am făcut tot ce am implicat de imagine, adică am făcut ședința foto inițială în care am făcut fotografiile ce apar pe toate ambalajele. Chiar una dintre acele fotografii în continuare Sorin o folosește ca fotografia lui de profil. Da, am văzut că ai distribuit-o și tu pe pagina ta și ai menționat acest lucru. Da. Felicitări cu ocazia asta. Mersi. Și a fost o experiență foarte mișto, că Sorin e un tip relaxat, cool. E ok. Și mi-a făcut plăcere, după care a fost fotografierea produselor, fiecare în parte, după care a fost fotografierea, cum să spun, ca de produs, dar cu Sorin folosind ustensilele la... Da, lifestyle, să zicem. Da, exact, da, lifestyle-ul, după care a mai fost și evenimentul de lansare. Bun, ai vorbit... Și așa a fost și cu Simona Pope, un proiect foarte frumos cu ustensile de... Da. Bun, ai vorbit despre aceste persoane publice, ai vorbit despre anumite branduri cunoscute. Hai să vedem ce ai putea tu să oferi ca și sfat, dacă poți spune așa, sau din experiența ta, unor tineri care vor să înceapă în domeniul acesta. Sfatul meu este să meargă în primul rând la cursuri. Dacă nu găsește cursuri la care să meargă fizic, sunt o mulțime de cursuri pe care le poate face online. Eu am învățat și am urmărit sute de cursuri. Eram ca un nebun când am descoperit toată treaba asta. Mă culcam la 2 și mă trezeam la 3 când stătea pipici pe creier, gândându-mă la ce minunăție și ce descoperam eu în fotografie că se poate face. Și e adevărat că eu am văzut cursuri de tot felul. Până la urmă, de tot felul mă refer la, nu contează că vorbim de NBC-uri și e o experiență foarte bună și la care mie îmi face plăcere să merg la astfel de evenimente, pentru că până la urmă sunt în cadrul unui eveniment fericit a unor oameni. Da. La care eu fac parte și dacă reușesc să mă apropii de ei și să le câștig încrederea și ei să fie ei în acea zi, pentru că mulți se schimbă în fața camerei. Da, sunt stresați, da. Și astea, chestiile astea le înveți la cursuri, nu? Cum păi să... Da, e greu să inventezi tu apa caldă. Da, nu, zic, adică cum să interacționezi cu persoanele cu care lucrezi. Da, toate astea... Niște tactici, astea tehnici. Vorbim de inteligență emoțională. Da. Care o înveți prin toate experiențele avute. Da. Și de asta spun că am văzut cursuri de arhitectură, cursuri de produs foarte multe. Și toate astea fac să ai o experiență. Și asta recomand tuturor. Întâi vezi cursuri, după care te duci să-ți cumperi echipament. Bun, dar acum
Odată cu noile legi legate de coronavirus, nu se mai fac nunți, nu se mai fac botezuri și sunt foarte mulți fotografi care făceau acest lucru. Ce mai fac ei acum? Ce le recomand? Unii dintre ei s-au adaptat și făcând fotografie de produs. S-au adaptat atât de repede, adică în câteva luni. Dar, știi tu, atât timp cât ai o cameră și poate o lumină, tu faci fotografie de produs. La ce nivel? Acum e relativ. Bun, deci ideea este în felul următor. Să facă cursuri. Să facă cursuri, dar care este alternativa la NBC, nu botezuri și cumetrii? Doar fotografia de produs sau mai sunt și alte alternative? Se poate face, de exemplu, fotografie de stoc, în care tu fotografiezi și ai după aceea un venit, cum se numesc astea, venituri pasive. Pasive. Da, apropo, știi pe cineva, fiind în domeniu, știi pe cineva din România care face acest lucru? Da, sunt mai mulți, da. Și chiar câștigă destul de bine, nu? Sigur că da. Și asta, iar, o faci fără să ai, poți să fii absolut amator sau să ai un job și asta să fie doar o pasiune, ceea ce eu recomand călduros. Până tu nu ai niște venituri stabile, să nu îți lași jobul sau educația în general, să te duci la școală. Și dacă Dumnezeu dă să ai suficient de multă treabă să zici, ok, mă opresc aici, mă focusez doar pe asta și, și va fi bine, foarte bine. Dacă nu... Bun, deci stoc, fotografie de produs, ar mai fi și altceva? Nu-mi dau seama. Nu-ți dai seama acum, nu? Bun, și o altă recomandare, să zic așa, pentru cei care nu au portofoliu. Să se apuce să-l facă singur, nu? Da, bineînțeles. Și cum crezi că ar percepe ei chestia asta? Pentru că știu foarte mulți oameni la care mă gândesc acum în mintea mea, care spune, păi n-am timp să stau să mă apuc să-mi fac portofoliul meu, să stau eu să... Păi atunci mergi la serviciu, unde ai de serviciu, e în regulă. De asemenea, pentru cei care cărora li se pare interesant, poate să încerce să facă... cum se numește, asistență, da? Pe lângă un alt. Bă, vezi despre ce e vorba. Da, un fel de internship, să zic exact. Așa, da. Și e foarte sănătoasă treaba asta, iar dacă noi ne uităm la un curs de afară în care se vorbește despre X valori și abordare, vorbim de total alte mentalitate, vorbim de total alte... relații și bugete, pentru că nu degeaba cer eu cuiva, că am văzut eu la nu știu ce fotograf în Suedia că cere cuiva 1000 de euro pentru fotografie la ceasuri, când eu dacă îi dau, zic, 1000 de euro ăla, cred că plătește și taxiul să vină să mă bată. Bun, acum că tot a venit vorba despre bani, hai să spune-ne puțin și cât costă? Pentru că asta este o întrebare pe buzele tuturor. Cât costă ce? Bine, cât costă o fotografie de produs? Cât costă toată... Cum se face prețul? Cum se face prețul, da. Asta e întrebarea tuturor. Nu, bineînțeles. Nu întreabă nici de disponibilitate, nici... Da, cât costă? Nu? Cât costă? Da, care e prețul? Asta e. Prețul depinde foarte mult de proiect. Și ce, în ce aș împărți această idee de proiect, este unul, proprietățile produsului. Că una este să fotografiezi, spunem, niște perne, da? Sau o jucărie. Da. Și alta este să fotografiezi un produs precum un expresor care are zone transparente, cum ar fi recipientul de apă, care poate părți din inox. Și toate astea duc la o complexitate a lighting-ului și a abilităților de a controla lumina ridicat. Da? Și una, adică când fac o astfel de fotografie, poate mi-a 5 minute, să spunem, odată ce am făcut setup-ul și tot așa. Ideea asta că fotograful de produs are un cort care bagă produsul și a rezolvat-o și are el o cameră șmecheră. Nu se aplică la mine. Eu nu am cortul, n-am ce să zic. Eu n-am văzut în niciunul din cursurile pe care le-am urmărit și am văzut multe,
Unul care să zică să ia cortul și să bagă obiectul, dă drumul la lumină și s-a rezolvat problema. Păi și atunci care e treaba Pentru cu că corturile astea? Că care e treaba? le vedem peste tot, cine le cumpără de fapt? Le cumpără cei care au, poate, ori au produse care nu implică cine știe ce dificultate, doi, și editarea se face de cele mai multe ori prin arderea produsului, adică tu nu ai cum să pui pe o suprafață albă, care de fapt este aproape albă, da? Un produs colorat de orice intensitate ar fi el, și prin mișcarea sliderilor de levels, să zicem că asta se folosește cel mai mult, ardem albul ăla și devine aproape invizibil, că ajungem la acea valoare de 200. N-aș vrea să intru în detalii Poate tehnice. pe unii interesează, cine Da, știe. și de fapt tu deformezi și schimbi și calitățile și culoarea produsului tău sau o parte din el se va pierde. Imaginează-ți că punem un pahar cu apă. Să-mi facă mie cineva o fotografie cu un pahar de apă Pe într-un fund. cort din ăla. Da. Bun, Asta e uite, testul suprem, o da? provocare pentru cortul de pe net. Nu-i, n-ai, s-a terminat, adică e game over acolo, da? Da. E, și atunci îți trebuie suprafețe mult mai mari și atunci de a controla lumina. Imaginează-ți că dacă tu ai un metru de un cub mare de un metru, cele mai Da. multe sunt undeva la 60 de centimetri, tu nu ai cum să controlezi lumina dintr-o parte Da, în alta și bun, toate. Poți să-i dar dai cât de cât o direcție, dar mai mult de atâta nu da. ai cum. Dar să revenim la ideea asta De cât preț. costă, de preț. Pentru că, și o scurtă întrebare, tu chiar stai să îi povestești aceste lucruri unui client? Nu stau musai, dar dacă îmi cere explicații, Da. sunt gata să le Pentru dau. că, din punctul meu de vedere, cred că clienții sunt din două categorii. Unii care chiar te întreabă aceste lucruri și le și înțeleg și unii care te întreabă cât costă, atât. Da. Tu îi zici Eu îți spun 1000 că de au mai euro fost, și au fost gata. situații în care au fost clienți la început de drum sau chiar au magazine care au deschis și au venit pentru prima dată la mine și le-am spus, băi, hai să facem un test cu produsul tău. Da? Și dacă nu iese sau nu-ți place, e în regulă. La revedere. Da. Asta este. Nu ești mulțumit de serviciile mele. E tot în regulă în felul ăsta. Dar și în felul ăsta, aducându-i în studio, ajungem să ne cunoaștem puțin, să vadă care e procesul Da, unei să fotografii. înțeleagă Că despre ce e dacă îi vorba, spun, da. băi, costă 25 de lei o fotografie de produs și zice, băi, nebunit că am găsit pe OLX cu 3 lei, mergi pe OLX Corect, cu 3 corect, lei. da. Ce-ți face ăla de 3 lei? Serios? Are studio? Eu am aici un studio 60 de metri pătrați în care pot face destul de multe lucruri. Și nu e obligatoriu să ai atât de mult spațiu pentru fotografie de produs, dar după cum ți-am spus, eu nu fac doar fotografie de produs. Dar lucrurile nu se fac simplu. Sau par să fie simplu. Bun. Și asta e unul. Proprietățile produsului. Cantitatea. Câte Câte produse produse, similare da. fac? Că dacă eu fac, să spunem, 50 de produse și fiecare produs e în filmul lui, eu fac 50 de setup-uri. Eu nu Da. am cum să-ți fac. Și una este să facem unul la care doar să ajustez ușor niște lucruri Da. și alta este să trebuiască să ne reinventăm aici de Deci, fiecare practic, dată. prețul este în funcție De volumul de muncă, de de timpul dificultate, petrecut de timp, pentru... Da, da. da, Deci, da. practic, totul este în funcție de timp. Că Sigur că acum, da. cam așa Time is să. money. Exact, cam așa se face prețul în orice domeniu. Acum, în funcție de timpul pe care l-a luat și respectivului produs. Bun, acum o să revenim puțin la fotografia de persoane, da? Cea care îți place ție mai mult. Ai vorbit despre produse, am înțeles ideea, cum se face prețul. În primul rând, când vine vorba de persoane, ce fel de persoane mai vin acum să-și facă poze? Sau pentru ce vin să-și facă poze într-un studio? Și cum se face prețul pentru un astfel de set de poze? Iar aici revenim la discuția despre produs. Câte persoane vin? Pentru că poate să vină o persoană sau poate să vină o companie.
Da. Da? Și dacă avem, să zicem, bordul Da. unei companii și mi s-au Da, să întâmplat zicem astfel așa. de chestii, Da. să spunem că au 8 persoane și discutăm. Deci, 1. Să zicem că o 2. Care e persoană. targetul? Ce nevoie ai? Pentru că pe lângă efortul de a face setup-uri și a lucra cu modelul tău, să transmită emoția pe care și-o propune, sau starea pe care și-o propune, pentru că pentru mine este important când vine orice client, întreb asta, care e targetul, unde apar fotografiile, că poate să fie, să spunem, pentru LinkedIn Da. sau pagina, website-ul personal, sau poate să fie un politic și să apară pe bannere Da. sau să mâine am pe cineva care face cursuri de alăptare. Și Cursuri de alăptare, da. foarte interesant. Din ce în ce mai multe cursuri apar. Am mai auzit de un curs de croșetat și acum că tot a venit vorba de cursuri, chiar mă gândeam la întrebarea aceasta. Te-ai gândit să faci cursuri tu? Să Da, m-am gândit să faci? fac cursuri. Eu am diploma de formator și chiar sunt evaluator A, la. deci tu ai putea să faci cursuri pe bune, adică chiar, Da. pentru că acum știi că suntem în era asta în care toată lumea face cursuri despre orice, ăsta este adevărul. Am făcut o groază de cursuri pentru că îmi place să merg la Da, cursuri. și... Și pe când am făcut prima dată impresariatul, când mi s-a părut mie că e momentul și am făcut cursul de impresariat, după care am făcut cursul de DJ, că nu aveam atestat de DJ și mi s-a părut important să mă conformez și să fiu legal. Să înțelegem, asta se întâmpla acum 2007. Da. Da? După care am zis, hai să văd cum gândește clientul meu și am făcut cursul de organizator de spectacole și am făcut și cursul după aia de formator și cei de la CPPC, Centrul de Pregătire Profesională Culturală, m-au luat ca trainer la ei. Și când m-am vrut să fac cursul de fotograf, sau când am vrut să devin fotograf, am fost și am făcut și cursul de fotograf, dar m-am dus ca să am diploma, să fiu legal. Mi se pare important Da, să da, da. fac Da, chestia e asta foarte important, corect, da. legal și astfel eu pot să fac, Da. datorită acestor abilități și Și diplome, diplome, da, pot să fac cursurile adică astea pe aceste bune. diplome demonstrează că ești în măsură să ții un curs și să formezi un fotograf. Da, eu în ultimii ani am fost la foarte multe dintre cursurile de DJ, impresari și fotografi, evaluatorul acestor cursanți. Da. Bun. Și dacă ar fi să faci acest curs, l-ai face pentru fotografie de produs sau în Aș general? face cursuri de orice fel, cred că. În principiu, cred Dar că aș porni cu treaba asta cu fotografia de produs. pentru că este M-aș și la duce mare căutare acum fotografia de într-o produs. primă fază să fac 3 module sau chiar 4. Unul gen basic pentru produse mai pentru toată lumea, pentru că nu poți să sări peste etape. Bă, învățăm, să zicem, ca la. Dăm un termen din condus, da? Bă, vreau să fac drifturi, frate. Da. Știi, ai carnet? N-ai carnet. Du-te întâi și fă carnetul. Ia-ți Da. carnetul. Înțelegi care e toată treaba cu volanul, cu toate alea. Așa e și cu fotografia de produs în mod special. Îți trebuie noțiuni foarte serioase despre lighting. Cum poți să-l controlezi? Și vezi aici la mine în studio sunt o groază de modificatoare și Da. de treburi că nu merge Bun, altfel. hai să mai vorbim puțin de chestia asta de cursuri. Spune așa. De ce ar face cineva cursuri? De ce? Pentru a-și îmbunătăți workflow-ul. Eu cred că ar fi stupid ca să luăm muzică. Eu sunt talentat, eu sunt Da. extraordinar, îmi iau o chitară și cânt. O să-ți drângă o groază de vreme până ajungi tu să cânți. Că poți găsi niște tutoriale foarte bine, dar e important să vezi ce au făcut ăia înaintea ta, Da, astfel da. încât să nu mai
trebuiască să spargi tu cu capul atâția pereți și s-ar putea ca să-ți livreze cineva, și eu am văzut atât de multe cursuri în care mi-a fost suficient două idei într-un curs de 24 de ore de content care să-mi schimbe percepția despre unele lucruri. Și chestia aia s-ar putea să te facă să sări peste niște ani. Faptul că eu deja în al doilea an de fotografie, de când am început fotografia, aveam banere outdoor pe stradă, sunt pentru că am văzut o groază de cursuri. Nu că sunt eu cel mai talentat. Eu Bun, nu cred... dar foarte bine că ai dat exemplu acesta cu muzica, pentru că acum în muzică face toată lumea muzică. Și fotografie face toată lumea, pentru că are camera pe telefon. Da. Și dacă pentru ei e suficient să și declanșeze... Cum poți, nu știu dacă e bine spus, convinge, dar cum poți să îl faci pe un om să înțeleagă, un om care este pasionat de fotografie, cum poți să îl faci să înțeleagă că ar trebui să facă un curs pentru ca el să ofere conținut de calitate și să fie căutat de clienți? Dar eu nu trebuie să conving pe nimeni. Nu trebuie să-i convingi, dar... suficient să vadă, deci noi că acum se poate mai mult. Da, noi nu trebuie să... Am avut o experiență pe când n-aveam studio și eram la... chiar înainte de a închiria eu primul studio. Cunoscut un băiat la o nuntă. Nu la o nuntă, era un eveniment, era un banchet, o treabă de genul ăsta. Și eu eram în primul an de fotografie. Trăiam deja din asta și m-a contactat cineva dacă pot să fac video pentru un eveniment. La momentul ăla, primul an a fost absolut crânce. Dacă îmi spunea cineva că trebuie să mănânc o farfurie de furnici pentru o sumă mai considerabilă, îl luam în seamă cu siguranță. Și atunci a zis, bă, trebuie să faci video. Da, frate, facem video, ce-i de făcut? O facem. Și la banchetul respectiv, la un moment dat, eram afară și fetele își făceau selfie-uri și le spun, bă, hai că vă fac eu câteva fotografii. Nu trece mult timp și vine videograful și îmi zice, a, da, ce te bași tu să faci fotografii? Frate, doar ți-am ținut locul, nu e ca și când ți-am luat pâinea, nu se schimbă nimic. Ei, și dându-ne în vorbă și arătându-i ce fac eu de fapt, a zis, foarte tare, foarte interesant, pot să învăț și eu? Ok, uite, chiar a doua zi aveam un shooting pentru niște hăinuțe pentru o prietenă și a venit, i-am spus, bă, ești asistent, nu mă contrazici niciodată și observi mai mult, da? Când te rog să faci ceva, face aia și discutăm la sfârșit despre orice altceva. La sfârșit a fost un shooting de hăinuțe. La sfârșit, primul lucru care mi-a zis este că eu renunț să fac așa ceva. Și zic eu, ce ai mă, de la ce te-ai luat? Eu nu am să fiu în stare niciodată să faci ceea ce ai făcut acum. Zic, bă, cu atât mai mult, dacă tu vezi că se poate face cineva mai mult decât faci tu acum, fă și tu aia, da. Dă-ți silința. Și asta ar trebui să facă oricine e pasionat. Bă, eu urmăresc o groază de fotografi care mi se par absolut grozavi, și români și străini. Și caut și urmăresc și dau save la o groază de fotografii în mod special pe Instagram și îi iau drept inspirație. Nu mă descurajează nimic. Ceea ce văd. Da. Nu contează că știu că sunt bugete acolo și shooting-uri, de exemplu, pe la H&M, care o campanie de aia poate să coste doar fotograful 1 milion de euro. Da? Dar anul la ce să aspir? Deci să fac și astfel de sume ca fotograf. Da, dar nu la noi și când, ca să ajungi să faci o campanie pentru H&M, primul rând trebuie să fii, pe lângă, fără dubii, foarte bun, trebuie să ai o agenție în spate. O astfel de firmă nu merge, că hai că l-am văzut pe unul pe Insta și dăm și lui niște bănuți. Am înțeles. Bun. Acum că tot acest proiect se numește Abilități, hai să vorbim
să tragem o concluzie despre abilitatea de fotograf. Să zicem că eu vreau să devin fotograf. De ce ar trebui să mă fac fotograf? Sau de ce m-aș face fotograf? Ce aș avea de câștigat? Să zicem că vreau să îmi schimb meseria, să îmi schimb cum ai făcut tu, cum ai schimbat din DJ, ai devenit fotograf. Ce motive mi-ai dat tu să devin fotograf? Uite, unul ar fi, să zicem, foarte multă lume vinde acum online și are nevoie de fotografii de produs. Uh-huh. Și este cerere. Cam ceva de genul ăsta. Fotografia de produs nu este motivantă. Nu te plătește nimeni de artist, ci te plătește de executant. Da. Și atunci trebuie să ți-o asumi că e așa. Câștigurile nu sunt mari, sunt pe volum și volumul implică mult timp pierdut. Și atunci poate să fie motivația. E adevărat, timpul ăsta pierdut sau câștigat, vezi, în antreprenoriat nu muncești, nu mănânci. Corect, da. Eu m-am obișnuit cu asta. Muncesc de la 15 ani și mi se pare firesc să vin la muncă de cele mai multe ori înainte de ora 7. Foarte bine că ai spus acest lucru. În freelancing, în antreprenoriat, nu muncești, nu mănânci. Și cam așa se schimbă și lumea acum. Uh-huh. Nu vor mai fi joburi așa peste tot. Eu cred că asta toată situația asta de criză a făcut și să filtreze puțin. Corect. Total de acord. Da. Pentru că nu mai e. În orice domeniu nu e loc de amatori. Și când cred că unii că stai că am avut o discuție săptămâna trecută cu cineva pentru o campanie, fotografie de produs, că nu prea aveau ei nevoie chiar de campanie, de un lookbook, de catalog pentru niște rochii de mireasă. Uh-huh. Și am cerut aproape 500 de euro pentru proiectul ăsta. Și m-au anunțat acum două zile că a picat proiectul. Că nu se mai căsătorește lumea. Nu, a găsit pe cineva care le face cu 50 de euro ședința foto. Cu 50 de euro? Da. Și am zis, ok, sigur. Atât de mare diferență? Da, pentru că hai să-ți povestesc o chestie pe care eu am trăit-o păcând cu copilul meu la grădiniță în primul an. Da. Fiind foarte mici, la grupa mică, m-am oferit eu să le fac fotografii copiilor și mi s-a părut că am greșit foarte tare pentru că singurul copil care fotografii copiilor de Crăciun. Uh-huh. Da? Copilul meu a fost singurul care nu s-a bucurat la fel de tare decât ca ceilalți de moși, pentru că el s-a concentrat pe mine. Era singurul tătic de acolo, singurul părinte. Pentru că a fost o chestie doar în clasă, eu am făcut fotografie, a mai venit un prieten de-a făcut videografie și am zis, bă, nu mai trebuie să fac eu asta și vom plăti pe cineva. În al doilea an, eu am recomandat unul din colegii mei de studio și a costat parcă 100 de euro. Mm-hmm. Venea pentru mine. Da. Da? 27 de copii. 100 de euro, 20 de lei de fiecare, frate. Mai nimic. Da. Și au găsit pe un altul la care făcea cu 100 de euro foto-video. Și am zis, bă, dă să văd și eu ce face ăla. Am văzut ceea ce face și le-am spus, bă, e o mizerie, eu nu plătesc așa ceva. S-a supus la vot. Ok, s-a supus la vot, a câștigat ăla. Pentru că bani, nu? Da. Și am zis, în regulă, plătesc și eu treaba aia, dar eu voi aduce și fotograful. Da? Și eu împreună cu alți trei părinți am pus câte 25 de euro de fiecare și le-am plătit în continuare. Când au venit fotografiile, le-am arătat. Fotografii în același context. Asta aveți voi, asta am eu. Da? Mai trece un an și se pune aceeași problemă. Și am cerut pentru același coleg 200 de euro. Da? Iar s-a supus la vot. Pentru că au găsit pe unii care aveau echipament șmecher. Bă, nu e vorba de echipament, pentru că oricine poate să cumpere echipament, e vorba de abilități. Corect, da. Da? Corect, exact. Tu nu plătești echipament.
Nu plutim pe Messi care Da. a dat Chiar... de la Adidas sau nu știu ce tricou. Da, chiar la Îl asta mă plutim gândeam și eu. pentru ce știe el să facă cu mingea. Da. Ce să Bun. știe să facă în echipamentul respectiv. Da, despre asta e vorba. Și s-a supus iar la vot. Și cine a câștigat, lasă-mă să ghicesc. Tot ăia. Tot ăla, nu? Dar, pentru respectivii așa, noi am zis că noi mergem, nu-i vom plăti pe aia, le trebuia un anumit număr. Mm-hmm. Și într-un fel sau altul i-am forțat să-l plătească pe colegul meu. Mm-hmm. Și nu a regretat niciunul. Pentru că nu e șmecheria să plătești ieftin. Pentru că, bun, bă, toți ne dăm că, a, copilul meu, băi, tu când te uiți la 3 lei, 5 lei diferență la părinte, da. Ți-ai un suc cu apă minerală. Nu acolo trebuie să te uiți. La fel cu ăștia cu rochile de mireasă. Au fabrică, frățică, vorbim de un business mare când tu te uiți. Da. Chiar într-o perioadă de asta, la 50 de acolo ani. Este nivelul lor, mai în orice domeniu sunt astfel de clienți. Și dincolo de asta, doar o secundă, vreau să termin o idee. Bun, vinzi rochii de mireasă, poate să fie ele și chiar low budget. O să găsești niște chinezi sau oricine alții, da? Eu așa fac comparații. Ce vindem? Tricouri. Cine mai vinde, mă, tricouri? Da. H&M-ul vinde tricouri. Da. Vinde... Reserve tricouri. Bă, dacă tu nu ai fotografii, măcar la nivelul ălora, ai șanse mici să vinzi. Da. Pentru că ei au și un brand. Da. Da? După aceea, vezi, acum la nivelul de fotografie de produs, sunt cei de la ASOS, unii prin Anglia parcă sunt. La agenția de publicitate ASOS, parcă? Nu, e... un magazin, asos.com sau e.co.uk, ceva de genul, care, ce fac ăștia, acum fotografiază toate produsele pe dimensiuni diferite. Mm-hmm. Bă, dacă tu te uiți la un XL da. O vezi pe o fată care este S, foarte sau, bună idee, da? Nu poate să facă comparația și zice, bă, am ajuns cu căinuța, am pus-o pe mine, nu vine bine. Și atunci ai retururi, ai pierderi, ai un feedback prost, pentru că bă, am luat și nu mai iau de la ea. Știi? Și atunci când tu faci rabat în condițiile în care în online, acum e aproape singurul mod în care tu îți prezinți marfa. Corect, da. Ai nevoie de poze. Da. Și n-ai nici o imagine foarte bună, că tu vinzi o imagine. Da, e alegerea fiecăruia, îți dai seama. Poate ei au impresia că economisesc 450 de euro când, uite, aleg pe cineva cu 50. Vorbim de două rochi, duc o seară. Da. Despre ce vorbim? Da, depinde, cum am spus, fiecare face alegerile cum consideră, dar exact la fel vor face și clienții alegerile în ceea ce privește produsele lor. Eu așa cred că stau lucrurile. Este vorba de respectul pe care îl oferi tu clientului tău, faptul că îi faci niște poze, că mai faci un site ușor de folosit, vii cu fel și fel de îmbunătățiri la produs. Asta înseamnă că îți respecti clientul, iar el, pentru că vede acest lucru, plătește mai mult. Dacă îi faci o poză cu un telefon, îi arunci un site acolo să fie, automat că nici el nu mai are încrederea în tine ca brand și nu mai cumpără la prețul potrivit. Deci este vorba și aici despre abilitatea de a fi antreprenor. Pentru că despre asta e vorba aici, despre abilități. Bun, cum vezi tu că se va dezvolta această abilitate după toată această nebunie cu coronavirus? Eu cred că în online acum am dat exemplu cu hăinuțele. Da. Și nu numai. Fotografia în curând nu o să mai fie suficientă. Pe lângă fotografie video. O să trebuiască video. Chiar dacă acel video are 5 secunde, una este să vezi o rochie cum se mișcă și ce se întâmplă cu ea și alta este să o vezi într-un posing. Fotografia de produs, pe lângă fotografia pe alb, care e un standard care mie nu-mi place foarte tare, dar îl facem cu drag, că ăsta e. Da.
va duce mult către fotografia și va fi înlocuită mai mult de fotografie emoțională, pentru că Adică aia ce vine. înseamnă fotografie emoțională? Fotografie în context, da? Că Într-un vezi o setup, nu? rochie Da. care e pe malul mării sau nu știu ce restaurant sau nu știu ce Adică nu doar așa locație. cu rochia pe alb, Da, da. da. Și atunci tu îi vinzi și emoția. Mai mult decât atât, sunt persoane care eu făceam parte dintre ei foarte tare, care dacă mi-arătai un produs, eu îl vedeam în magazin și nu-l percepeam cum o să vină pe mine. Și Da. așa sunt mulți, da? Nu-mi dau seama cum, dar dacă te duci, de exemplu, și vezi în vitrină cu combinație Da, cu da. bașcheții și cu pantalonul și cu tricou, zici, a, vreau și eu ăla. Da. Ceea ce face mare diferență. Și asta va vinde și de asemenea eu cred că, uite, fac foarte multă fotografie de produs pentru Ioana Preda, pentru Mogu, pentru Iona, bijuterii de aur. Și acolo, clar, îți trebuie să pui produsul În evidență. pe model. De ce? Păi, tu vezi un inel care este în 1200 de pixeli, 1600 de pixeli, mai puțin contează. Nu-ți dai seama, chiar dacă îți dau dimensiunile, dacă tu îl vezi pe mână, îți dai seama cât de mare e piatra aia, proporțional. Da? Și o vinzi altcumva. Și omul tinde să perceapă orice vede conform așteptărilor lui, nu conform realității. Dar dacă tu îl trezești la realitate văzând exact cât este produsul sau un tricou care poate tu îl vezi fotografiat flat lay așa întins, parcă doar ce a fost călcat și alta este pe corpul cuiva, ai total altă percepție față de el. Da? Cât de lungă e mânica sau fusta aia, până unde vine de fapt. Corect. Și atunci asta o să tindă tot mai mult în acea direcție și ți-a dus video. Foarte interesantă chestia asta pe video, pentru că, exact cum ai spus, o percep mult mai bine rochia respectivă sau bluza sau tricoul respectiv decât așa simplu cum era până acum într-un magazin online. Bine, că brandurile am văzut că au modele unde vezi cum vine tricoul pe o persoană, scrie ce înălțime are, ce greutate are, am văzut. Da, mai nou am văzut că se folosește aproape o singură fotografie de produs, gen pe un manechin invizibil, de exemplu, Da. care e un trend în care mi se pare că e șmecherie treaba aia, cu Cum adică model invizibil? manechin invizibil. Sunt niște manechine care sunt dintr-un plexiglas, să spunem, și cu anumit soft. Și Și tu îmbraci manechinul, l-ai din fotografiat și de poză. fapt tu îl vezi ca și când este întins, dar vezi și gulerul din spate, vezi totul frumos, știi? Vezi Adidas și nu numai, așa prezintă produsele lor. Și după aceea, cu excepția unei singure fotografii de genul ăsta, restul toate sunt pe manechin. Pe de altă parte, se tinde să se evite acea perfecțiune. Stai că e cuta, că la care se stresează unii. Nu pasă nimănui chestia asta. Vrei să arate cool, vrei să arate. Depinde ce target ai. Da? Că dacă ai rochii de mireasă super elegante, nu vrei să o arăți nu știu cum. Da? Ci vrei să o pui într-un context foarte elegant. Chiar dacă acel context elegant poate să fie un background gri. Și atât. Da, foarte interesante discuțiile cu tine. Când va fi un curs din partea ta sau când vei mai face clipuri, tutoriale pentru cei pasionați de De fotografie, fotografie, de... eu am o idee de a face niște tutoriale, dar nu sunt pentru zona de fotografi profesioniști sau zone chiar tehnice. Așa cum ți-am spus, mie îmi place mai mult zona asta mai umană
Și vreau să fac niște cursuri pentru oamenii care fac fotografii zilnic cu telefon. Nu lumini, nu, ci cum să te poziționezi față de lumină, ce să faci. Să faci un curs, de exemplu, sau un tutorial pentru cineva care face poze cu telefonul, da, și să-l înveți cum să facă poze mai frumoase cu telefonul, nu? Chiar așa se va numi. Fotografii mai bune. Cu Danele. Pam, pam. Cu cine? Cu Danele. Ah, foarte tare. Da? Pentru că Simon Sinek are o vorbă care mi-a plăcută și am și salvat-o acolo. Că spune că perfecțiunea e mai... progresul e mai important decât perfecțiunea. Și eu asta îmi propun. Să le arăt oamenilor cum poate să progreseze, pentru că perfecțiunea e o chestie foarte relativă și ce poate să fie perfect pentru unii, poate să fie ceva de neînțeles pentru alții sau fără valoare. Da, asta chiar e interesant, să faci poze mai bune cu telefon. Uh-huh. Pentru că ăla este utilajul. Da, eu vreau să mă adresez oamenilor mulți, nu profesionistului, care să-i zic, știi, îți trebuie obiectivul de 1500 de euro, plus camera de 3000, plus lumini de... Da, chiar interesantă ideea asta. Mai face cineva chestia asta? Da, mai fac. Și în România? Nu știu dacă exact în România, dar cred eu că ceea ce dau eu să fac și crede-mă că în pandemie, primele 3 săptămâni când... Cam totul s-a dus în cap, eu am venit în fiecare zi la muncă. Am scris 2 cursuri pe care sper să le fac cu Dragoș Pătraru la Școala Nației. Mm-hmm. El e de asemenea imaginea lui și a Stării Nației. În ultimii 3 ani de zile e făcută tot de mine și el chiar aici alături. Și am scris 2 cursuri cap-coadă. Asta face omul în pandemie. Când ce face, eu m-am dus și am scris ultimele zile 2 cursuri, unul de... Păi și când le scoți pe piață? Păi trebuie să le și filmez, pentru că alea trebuie să produse. Alea sunt niște chestii mai complexe și trebuie să le fac. Și gândește că el face, de exemplu, emisiunea doar cu un singur om. Mm-hmm. N-am cum să fac producția acum. Da? Și acum trebuie să filmăm singur. Are Școala Nației? Da, face școala, va face Școala Nației. Și despre ce va fi? Despre orice, despre fizica de clasa 4-a, despre cum să gătim corect, cum să facem nutriție sau despre orice în viață, da? Să coasem frumos. Da, deci exact cum spuneam eu, totul se va axa pe abilități. Da. Pentru că lumea se sperie, wow, ce se întâmplă, ne pierdem locul de muncă, ne pierdem... Dar dacă ai o abilitate, n-ai ce să... Nu trebuie, de astăzi nu trebuie o abilitate, trebuie să mai multe abilități. Și... Sau măcar o abilitate, trebuie să zici. Da, una pe care să stăpânești foarte bine, dar eu asta, ți-am spus, am scris 2 cursuri și am scris cel puțin 60 de episoade pentru ceea ce aș avea eu zis cursuri. Apropo de cursuri, din păcate la noi în România sunt cursuri doar pe ideea asta. Să te îmbogățești peste noapte. Nu este niciun curs, sau sunt foarte puține cursuri despre a dobândi o abilitate sau despre a îți îmbunătăți o abilitate pe care tu o ai. Toate se axează în zona aceasta, pentru că la noi chestia asta prinde. Și cred că de vină sunteți voi, uite, ca tine, care nu a scos pe piață până acum ceva de calitate. Mulțumesc că mi-ai dat, din cauza mea nu se întâmplă lucrurile. Da, ăsta e adevărul. Da, mă, știu. Eu cred că cine vrea să învețe are unde să meargă și sunt școli de fotografie foarte bune. În România? Și chiar și în România, sigur că da. Este New Age Fotografii, care sunt... unde sunt niște oameni foarte buni, traineri. La F64 sunt multe cursuri, sunt multe workshop-uri. Eu cred că asta poate să fie doar o scuză pentru cineva că nu a putut, că n-a găsit. Când vrei să faci, faci. Cursuri. Atunci înseamnă că s-a promovat adică mai... De ce trebuie să fie musai gratis? Păi nu gratis, dar vreau să zic că s-a promovat mai mult cortul ăla decât un curs de fotografie al unui profesionist. Da, dar unul care vrea să facă fotografie și deschide 2 tutoriale, își dă seama că nu spune nimeni de corturile alea. Da? E marketing.
Sau, da. Bine, și un marketing ieftin, a te aștepta. Nu, nu, dar sunt clienți care vor să-și facă un... să-și facă poze la produs și te contactează pe tine și îi spui 200 de euro și ceva. Păi stai, că îmi iau cortul ăla, că care costă 100 de lei costă și mi le fac singur și pe aia îl vând și pe 50 de lei și mi-au recuperat 50 da. De lei. Primul meu client, cel de care îți spuneam că am ajuns la el, primul meu job de fotograf de produs, taman asta făcuse respectiv. Oamenii în continuare sunt pe piață și își fac treaba foarte bine, în cei de la adona.ro. Și ei au gândit la fel, lasă-mă, cumpărăm noi un cort, am luat o cameră cu un obiectiv de kit, două lumini și gata. Și ne-am întâlnit noi la shooting, Simona era bună prietenă cu ei, tipa de care ți-am spus cu blogul. Și îmi spune, uite, noi avem cort, avem așa, da. Zic, ce faci cu cort? Uite, că noi am încercat să facem noi, dar nu ne ieși. Știu. Da, da. Nu mă surprinzi. Și când au văzut că ei m-au rugat să vin la ei la depozit acolo, când au văzut că eu nu folosesc cortul și fac fotografie, nu înțelegeau, bă, dar stai puțin, cum le faci? Asta e singura posibilitate pentru mulți. Bă, să face fotografia de produs în cort. Da. Nu e singura posibilitate. Bine, uite, noi, spre exemplu, am întâmpinat foarte mari probleme cu partea asta de fotografie de produs. Am început acum 5 ani chestiile astea cu Amazonul și am lucrat, cred că, cu peste 20 de fotografii de-a lungul timpului. De fotografii. Până când am luat decizia să ne luăm un cort, că n-avem ce să facem. Că fotografii nu erau ce trebuiau să fie. Știi? Și am luat un cort și am zis că facem noi, acum devenim noi profesioniști dacă nu găsim unii, dar bineînțeles că a fost o greșeală din partea noastră, că nu te ajută cu nimic cortul ăla, deci cu nimic absolut. Tu ai zis, hai să facă cineva o poză la un pahar cu apă, dar nu poți să faci nici la un capac, la un dop, nu iese ce trebuie. Pentru că într-adevăr trebuie să și știi să folosești aparatura respectivă. Nu contează neapărat că ai aparatura. Pentru că dacă mă lași pe mine aici în studioul tău, nu pot să fac nicio poză potrivită nimănui. Da, sau... Pentru că tu nu plătești, de fapt, spațiul sau echipamentul. Da, plătești abilitatea, nu? Da, asta pe mine, e, asta ca e. Să-ți fac și să-ți rezolv nevoia. Bun. Deci este fotografia o abilitate de viitor sau de succes? Spune-mi, poate fi, da, sunt încrezător că... Spune-mi trei motive pentru care a fi fotograf este o meserie de succes, să zic. De succes? Sau poate deveni o meserie de succes. Depinde ce înseamnă pentru mine succesul. Dacă o meserie pentru mine înseamnă bani mulți, da, eu recomand să orienteze către alte chestii. Da, deci o meserie de succes, că dacă vorbim meserie și de succes, vorbim despre bani, așa zic. Nu, eu n-am reușit să fac bani mulți din chestia asta, dar am o viață, vin la serviciu zilnic înainte de 7 și stau aproximativ 12 ore, de cele mai multe ori și sâmbăta, poate nu la fel de mult, dar eu vin cu zâmbetul pe buze, a nu simți presiunea. Simt presiunea clienților pentru că toți în fotografia de produs au nevoie de fotografii ieri. Da. Și atunci toți vor, știi, am și eu ceva repede de făcut. Da, fă-mi și mie repede, fă-mi și mie asta, uite, mai trebuie să faci ceva acolo. Da, e puțin. E puțin, da, știu. E puțin. Și tu știi cum să face, da, știu cum să face, dar eu dacă am promis unui alt client, prioritizat astfel jobul, nu mă interesează. Eu cred că relaxarea asta, că vii cu zâmbetul pe buze la serviciu și îmi place să fac, dat fiind faptul că nu fac doar fotografie de produs și fac chiar și produsele, sunt destul de diverse, dă mie o satisfacție și o relaxare emoțională foarte pe care mi-o doresc. Deci este vorba despre lifestyle, în primul și în primul rând, despre stilul de viață pe care ți-l oferă
un job sau un business care ție îți place, pe care ție îți place să-l faci. Da, și îmi place foarte tare chestia asta. Un alt motiv este poate programul. Program pe care dacă eu nu am știut niciodată ce e la concediu. Da? Nu știu, dar nu mi știu l-am ce putut să... lua fără să dau explicație la da, timp. Da, da. Sau atât fără timp cât am prioritizat și am anunțat clienții, băi, nu vezi că săptămâna viitoare stau. Din păcate, după cum ți-am zis, nu fac atât de mulți bani încât să plec o lună, ci plec o săptămână dacă poți plec să, undeva. Da, poți să pleci doar o săptămână. Da, e ca luna de miere care e un weekend. Poate că tocmai de asta nu-ți dau clienții mai mulți bani, pentru că să nu ai bani să te duci în concediu prea da, mult. Da, să mă țin aproape, da. Că mă țin la mine. Păi nu. Așa este. Și de multe ori ai de-a face cu oameni foarte frumoși. Sau eu cel puțin caut partea frumoasă a oamenilor, știi? Da, mulțumesc foarte mult. E de foarte bine, știi? Ai văzut și chiar și pe tine te-am găsit frumos și te-am fotografiat bine. Da, dacă m-ai scos pe mine frumos, tu chiar ești talentat, chiar ai abilități foarte bune. Bun, deci... Spuneam mai devreme, dacă poți să găsești sau să numești acum așa spontan trei motive pentru care i-ai recomandat cuiva să devină fotograf, să zic. Păi ți-am spus, programul. Programul. Lipsa unui șef care să poate să-ți facă viața. Aici țin să te contrazic puțin și cred că e valabil în orice domeniu de freelancing. Nu, poate n-ai un șef, dar ai mai mulți, de fapt. Da, știu eu că ai mai mulți. Pentru da, că fiecare client e șeful tău, nu? Dacă, în ghilimele, da, cu ghilimele de rigoare. Da, și nu. Asta nu înseamnă că eu trebuie să accept orice de la un client. Asta cu e altă toate ta, astea, da, eu corect. Voi da silința și voi asculta de fiecare dată clientul meu. Pentru că eu, până la urmă, sunt un prestator de servicii. Cum vrei tu? Eu mai la aproape fiecărui client al meu îi fac și consultanță, da? Îi spun de la cum să facem formatul fotografiilor, cum văd eu produsul ăla sau cum am putea să-l vindem mai bine, dar pentru că asta sunt, un prestator. Dacă el îmi spune că am avut la un moment dat un client, s-a terminat repede treaba, care el vedea, era vorba de niște papuci, niște da, pantofi, niște treburi de astea și vedea fotografiați foarte cu telefon. Uh-huh. Și normal că și el s-a dus în cap foarte repede, dar el doar în poziția aia vrea să, că așa a văzut el, a făcut el o analiză de marketing și uh-huh, doar așa să vând pantofi. Și am spus, bă, dar te-ai uitat și tu la, nu știu, la Gucci, la... orice firmă de pantofi serioasă prezintă cineva așa pantofi? Nu că la noi așa merge. Eu nu cred în soluțiile astea. Eu încerc să fac research. Da. Cine vinde de genul ăla? Mergem și noi în direcția aia și le mai adaptăm conform calităților și proprietăților pantofilor sau produselor sau bugetelor. Bun, deci un alt motiv ar fi faptul că poți să alegi cu cine client, lucrezi. Da. Și... Până la urmă, clienții să mai aleg și prin preț. Da. Dacă da, la început îți spuneam că aș fi făcut orice, la orice bani, acum nu e în regulă dacă nu-și permit, nu că nu-și permit, că dacă nu aleg să lucreze cu mine toți, care ajung la mine. Bun. E în regulă. Atunci... Noi așteptăm să scoți pe piață cursul acesta de 60 de pagini, ai zis că... Nu 60 de sau pagini, sunt 60 de pași sau? 60 de episoade am scris eu deja. 60 de episoade și cât ține un episod? 3-5 minute cel mult. A, 3-5 minute. Da, deci, pastile. Da. Pentru că oamenii... Să nu fie un tânăr și neliniștit. Am avut o experiență, am făcut un curs... Primul meu curs pentru hairstyliști. Și am o legătură cu niște oameni foarte simpatici în zona asta. Și ei vreau pastile. Cum să fac asta?
punct. Direct, da. Doar că eu mă gândeam, bă, hai să-ți explic cum funcționează camera, pentru că dacă tu nu știi niște noțiuni de bază, orice element nou în ecuația ta ți-a omorât toată formula pe care o știi tu și toată șmecheria. Da. Și atunci să te poți adapta. Și în al doilea curs, făcut cu mai mulți dintre ei, prima dată au venit doi oameni la curs. Al doua oară au fost parcă 8. Și le-am spus eu, am făcut un intro de vreo 15-20 de minute și le-am făcut niște diagrame și cum funcționează lumina cu shutter speed-ul, cu toate alea. Și le s-a părut foarte plictisitor. La nici jumătate de oră distanță, când am început să facem practic lucrurile, zice, cum era diagrama aia, scartă, pentru că acum are sens. Da. Și eu cred că toată treaba asta, așa cum fac și la, când fotografiez oameni, le dau lucruri pe rând. Un om obișnuit intră într-o stare de shooting după cel puțin o oră. Da. Și dacă le spui 10 task-uri, ai grijă la mână, la bărbie, stai așa derutez, cu ochii, l-ai omorât. Ca toate alea. Dacă le dai pe rând să le digerezi și să le implementeze, intră în starea și ajunge în acea oră unde trebuie. Bun. Și cum te pot găsi pe tine oamenii? Unde te pot contacta? Pe internet. Bun. Deci deschide internetul și te găsesc, nu? Am o pagină în care prezint fotografia mea de produs, care se numește fotografdeprodus.ro. Da. Și acolo am mai multe categorii, astfel încât fiecare să se uite la ceea ce au nevoie și interes. De asemenea, mă pot găsi pe Instagram tot ca fotograf de produs Dan N. Și mai am o pagină în care prezint ceea ce fac eu cu oamenii. Ca așa e Dan N foto pe Instagram. Dan N foto. Păi îți mulțumesc foarte mult că ai participat la această ediție Abilități și încă o dată așteptăm cursul tău, pentru că despre asta e vorba. Să discutăm cu oameni care au abilități și care și creează cursuri pentru a-i ajuta pe alții să dobândească aceste abilități sau să și le îmbunătățească, să-și îmbunătățească abilitățile pe care le au. Vă mulțumim și ne vedem data viitoare cu o nouă abilitate.